Salutare oameni faini și bine v-am regăsit la un nou match de League of Legends. Da, League of Legends. După cum bine vedeți, e alt cont, e al doilea cont de pe UVest, deci o să mă joc League of Legends fără să-mi pese dacă o să câștig sau nu. Și o să încerc să postez cât pot de des și League of Legends, pentru că bănuiesc că mulți de pe canal sunt aici pentru League of Legends. Cel puțin am ajuns la vreo 9.000-8.000 de abonați, făcând League of Legends în mare parte, așa că trebuie să postez și League of Legends. Deși câteodată o să mă enervez super tare la jocul ăsta, dar până la urmă mă enervez la orice joc competitiv, în fine. Dacă vă place seria asta de League of Legends, o să continui gen în formatul ăsta, mai mult offline decât cu livestream-ul, pentru că pe livestream, da, iese prost. Și o să-i dăm cu meciuri pe contul ăsta, care oricum e absolut irelevant. La 200 de like-uri suntem super mega forță și bineînțeles, apăsați butonul de like numai dacă vă place, dacă nu, nu vă uitați, pur și simplu. Easy as fuck. Hai că moare, hai că moare. Nice. Mă mir că nu știu ahilul totuși. Și ăsta e double-ul. What? Sau nu? Cred că tocmai ce ai belit-o. Tăi, cât bulan mă frate, cât bulan să ai. Gata, e jumecherie, bam, bam, bam. Nice. Mamă, ce-mi plac ăștia. Cred că vor să-mi facă dive. Ceea ce înseamnă că o să fac double kill, nu? Sau niciuna. Dar Shaco trebuie să facă double kill. Ceea ce e ok, adică măcar am luat două asisturi. Face chiar triple kill? Da, e triple kill. Deci nu o să fie oficial. Nice. Hai că vine Shakozini. Ceea ce înseamnă că o să avem un gank corect. Dacă nu are cumva ward pe aici. Oh, mamă, cât e frumos. Perfect, perfect. E mort, nu are cum să scape aici. Sau... poate care cum se scapă. Hai bă, fratele meu. Da. După ce și-a dat ultima dată, nu știu că oricum eram acolo. Adică nu plecam nicăieri. Bă, dar asta cu Shaco joacă destul de bine. Hai să vedem ce face acum. Varu cu Veigar, care nu prea are treabă, sincer, cu Veigarul. Wow. Deci e total băt asta cu Veigar. E scandal. Trebuie să moară cineva aici, e imposibil. Nice. Hai să vedem. Reușim sau nu să luăm Drake-ul ăsta fără să murim. Ar trebui că totuși avem smite de la Shaco, da? Bun. Avem smite de la Shaco, da? Scandal, man, din nou! Bun. Bun, n-are unde să mai plece nici asta. Hai că e și bine până la urmă. Păcat că am fost nevoit să dau flash-ul, da? Aia e partea a doua. Am și blue buff-ul. Perfect. No. Ce să zic, kill-uri din astea gratuite, oricând. Din nou, un smite corect dat de Shaco.
Bun. Reușim noi să batem oare Lingo-ul? Aparent n-am reușit să batem Lingo-ul, dar îl batem pe Moș Crăciun. Ceea ce e relativ la fel de bine. Moș Crăciun ai cam belito. Și a murit-o. Și totuși l-a arsă fraierul de Veigar. Super prostovan om. 2 cu 9, nu mă mir. A venit, mi-a dat două bastrăși pe spate și a plecat. Măcar 2 pentru... De fapt nu-i chiar bine încă. Ăsta o să crape. Bate Leona la ei și mă. Are 4 cu 2. Că vine și iau așa frumos pe la spate pe ăștia. O, flash-uri și chestii. Hai mă frate, ajung și acolo la scandal. Hai belito. Triple. Triple. Uite cum îmi fură țiganul dracu. Nice! Încă un kill gratis. Din ceva motiv tureta dă în mie. Oh, nice! Ei, Săleanu din nou. Ce bulangiu, mă uită! Mă care am scăpat cu 40 HP ceva în genul. Vine racheta, nu? Și cred că aici se termină jmecheria. Oh, mamă. Mamă, ce prost e ăsta cu vin. Ia te uita Moș Crăciun din nou. Și tu ai belit-o vera. Bă, da, ăsta cu... cum îl cheamă? Cu Veigar e ciordială maxim, adică... Până acum mi-a furat cam 7 kg pe care le are el. Firar al dracu. Auzi la asta, Vaso, cum o iutea și mă? Ei, ce bulangiu și asta și-și mai dă și flash. Da, și uite că se termină un match pe care l-am dominat cap-coadă, cu un baron pierdut și un cretin cu Veigar care habar n-are să joace. Și acum stă și Afeca.
Ce ziceam? Nu poți câștiga niciun match dacă n-ai echipă decentă. La fel și în cazul ăsta. Ai un feeder total, Veigar. Ce face? E fucking useless. Nu face nimic. Mersi, fain divizionare. Ne auzim la episodul următor. Forță maximă la 200 de like-uri.